Edilul Craiovei spune că în acest moment promisiunile făcute la începutul mandatului au fost onorate în proporție de 80%. Locuri noi de joacă pentru copii, achitarea datoriilor pentru REA, DPFL și RAT și funcționarea în prezent pe profit a acestor regii, construirea adăpostului Canin cu 500 de locuri și echipa de fotbal a orașului în prima ligă sunt doar câteva dintre realizările celor 2 ani. Cred că până la finalul mandatului meu, absolut toate promisiunile vor fi realizate, mai puțin una, și anume stadionul mare, care nu are cum să fie gata până la jumătatea anului 2016, când termin mandatul, ci va fi undeva spre sfârșitul anului 2016, poate chiar începutul anului 2017. Lia Olguța Vasilescu nu s-a hotărât încă dacă va candida pentru un nou mandat. Prioritatea sa este acum să-și îndeplinească obiectivele pe care și le-a trasat pentru acești 4 ani, cât alegătorii au mandatat-o la conducerea orașului.